Capitolul 3 Deprinderea ascultării Sunt doar câteva texte în Sfânta Evanghelie care se referă la anii copilăriei Domnului. Ele sunt însă foarte grăitoare și cu un bogat conținut pedagogic. Astfel, despre copilul Iisus de 12 ani, Sfântul Evanghelist Luca scrie... Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Luca, capitolul 2, versetul 51. Ceea ce accentuează aici Sfântul Evanghelist Luca este faptul că Iisus, copil fiind, era ascultător și supus față de părinții săi pământești. Aceeași ascultare o avea însă și față de Tatăl Cel Ceresc. Aceasta se vede din cuvintele Sfântului Apostol Pavel care scrie despre Iisus. Ajuns acum la vârsta maturității următoarele. Ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Filipeni, capitolul 2, versetul 8 Mai mult, Sfântul Apostol ne arată că de această ascultare a deprins mântuirea lumii. Căci precum prin neascultarea unui om s-au făcut păcătoși cei mulți, tot așa, prin ascultarea unuia, se vor face drepți cei mulți. Romani, capitolul 6, versetul 19. Nu este nevoie să vorbim despre imensa importanță a ascultării în viața oamenilor, în general. Cât de importantă este ea, în special în educația copiilor, o știe fiecare părinte. Putem chiar să spunem că acela care a rezolvat problema ascultării cu copiii săi a rezolvat chiar problema educației. Nu voi vorbi, deci, despre importanța ascultării. Voi arăta doar părinților cel mai simplu și mai sigur mod de educație, astfel încât copiii lor să devină foarte curând ascultători. Aceasta, cred, Că îi interesează cel mai mult. Mai întâi de toate, trebuie să accentuăm faptul că ascultarea este ca o plantă foarte sensibilă, care nu se poate dezvolta și rodi oriunde. Răsare numai acolo unde pământul îi este prielnic. Cu tristețe constatăm, așadar, că în multe familii nimic nu reușește să ajute la însușirea virtuții ascultării de către copii. Acestea sunt familiile în care domină așa zisul duh al libertății, care constă de fapt în contestarea și nepăsarea față de orice regulă atunci când vor să-și apere propriile interese. Dacă părinții sunt contaminați cu un astfel de duh, este imposibil să se mai folosească orice formă de educare a ascultării. Oricine vrea să aibă copii ascultători trebuie el însuși să respecte orice formă de autoritate recunoscută, fiecare principiu și lege. Astfel de autorități sunt Dumnezeu, Biserica și Statul, iar legile care trebuie să respectate sunt așadar cele ale lui Dumnezeu, ale Bisericii și ale Statului. Respectăm noi înșine însă primii aceste legi? În anumite familii, Dumnezeu este ultima persoană Căreia îi se acordă vreo importanță. Despre el se discută numai ocazional. Spre exemplu, după citirea vreunei cărți în care se promovează necredința sau negarea unuia dintre adevărurile de credință ale creștinismului. În multe astfel de cărți, credința în Dumnezeul cel personal și viu este considerată un fel de poveste, privită numai pentru femeile bătrâne. Mulți nici nu simt nevoia de a intra în legătură cu Dumnezeu în timp ce acela care o face este adeseori bat jocorit. Toate acestea sunt observate și auzite de copil. Ce concluzie va trage, deci? Cu ușurință ne-am putea da seama. Dacă tatăl meu nu îl cinstește pe Dumnezeu și nu ascultă de acesta, înseamnă că și eu pot să nu îl cinstesc și să nu ascult de tatăl meu. Dacă Dumnezeu și poruncile sale sunt povești, atunci este și aceasta un mit fără importanță. Prin urmare, părinții nu reprezintă nimic important pentru mine și nu am nicio obligație față de ei. Trebuie să recunoaștem că, în acest fel, logica este de partea copiilor. Astfel, dacă ne gândim că, pentru mulți părinți, Biserica nu înseamnă nimic, cu ușurință vom înțelege că, în astfel de familii, nici nu poate fi vorba de educarea ascultării. Ce mă interesează pe mine ce spune preotul? Ce nevoie am eu de sfaturile sale? Pot eu să cred ceea ce-mi spune? Astfel de cuvinte, sau poate chiar mai rele, aud adesea copiii în casele lor, în vreme ce la biserică li se spune că trebuie să asculte de părinți, de preot și de profesorii lor. Și în vreme ce acasă se subminează cu o abundentă ironie persoana și lucrarea preotului, copilul aude de la acesta cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Atunci copilul ajunge să tragă o concluzie definitivă. De vreme ce tatăl meu nu recunoaște nici una dintre poruncile lui Dumnezeu despre care vorbește preotul, atunci nu există niciun motiv să-l ascult pe preot, atunci când învață porunca a cincea. Logica este din nou de partea copilului. Același lucru se întâmplă și atunci când este vorba despre autoritatea statului. De ce să ascult eu de legile statului? Eu sunt propriul meu stăpân și fac ce vreau. Astfel de afirmații gratuite face tatăl lipsit de discernământ și fără să ia seama cine îl ascultă. Desigur că aceste cuvinte îndreptate împotriva autorității statului nu au prea mare valoare. Deoarece statul dispune de mijloacele de constrângere necesare în vederea respectării legilor sale. Nu același lucru se întâmplă atunci când este vorba de Dumnezeu și de biserică. Prin urmare, în astfel de condiții, nu există un teren propice pentru educarea copiilor în spiritul ascultării față de părinți. Acolo unde nu este recunoscută și respectată puterea dumnezeiască, acolo unde legile statului sunt respectate din frică, acolo deci nu poate rodi educarea ascultării. Oricine ignoră autoritatea lui Dumnezeu a bisericii și a orice altă formă de autoritate, nu va reuși să impună copiilor săi să respecte autoritatea sa părintească. De aceea, dacă vreți să viți ascultați de copiii voștri, respectați mai întâi voi autoritățile recunoscute în mod curent și legile acestora. Astfel vor învăța și copiii voștri să asculte de voi. Să presupunem însă că există acele condiții necesare cultivării acestei virtuți în sufletele copiilor. Cum vom reuși să facem aceasta? Ascultarea constă în a supune voința noastră voinței altcuiva. Însă pentru a supune voința mea, voinței unei alte persoane, trebuie să nu tresc față de aceasta un adânc respect. În plus, trebuie să o iubesc pentru a o putea urma. Cea mai tare putere a Sufletului este voința. Aceasta domnește asupra tuturor celorlalte puteri sufletești ale omului. Lucrul pe care îl vrem, la acela ne și gândim. Despre acela vorbim și pe acela îl săvârșim. Dumnezeu ne-a înzestrat cu această putere sufletească pentru a ne dori să săvârșim numai binele. Și în același timp pentru a opune rezistență și a urâ răul. Însă, voința noastră a fost slăbită din cauza păcatului și tinde mai mult către săvârșirea răului. Cu toate că recunoaștem binele, nu avem puterea nici de a-l ni dori în mod constant, nici de a-l săvârși, căci nu fac bine pe care îl voiesc, ci răul pe care nu îl voiesc, pe acela îl săvârșesc. Romani, capitolul 7, versetul 19. Slăbirea voinței îndreptate către săvârșirea binelui este un rezultat al păcatului strămoșesc, la fel cum am văzut și în cazul alintării și al îndărătniciei care trebuiesc din pruncie dezrădăcinate. Vița devie de vie multe roade dulci, însă nu atunci când este lăsată să se dezvolte în voia ei, ci atunci când este tăiată și legată de araci. Același rezultat îl oferă și disciplina. Iar stăpânirea alintării și a încăpățânării copilărești oferă roadele ascultării. Însă, ca să vă bucurați de aceste roade, țineți minte regulile pe care trebuie să le urmați. Nu le permiteți îndărătniciri și alintări copilor voștri, fie ei cât de mici. Aceasta nu înseamnă, desigur, că trebuie să limitați la maxim libertatea lor de voință. Copilul poate să ceară ceva bun și folositor, ceva de care are într-adevăr nevoie, ceva pe care îl merită. Atunci voi trebuie cu toată bunăvoința să le îndepliniți cererea. Dacă, spre exemplu, la ora potrivită, copilul cere de mâncare, deoarece îi este foame, nu trebuie să îi refuzați acest lucru. Dacă ați face-o, v-ați dovedi răi și neîndurători. Dacă, la fel, copilul cere ceva care este necesar la școală, trebuie să îi satisfaceți această cerere, deoarece altfel există riscul ca el să apeleze la alte mijloace nedorite. Este însă complet diferit cazul în care copilul cere ceva care nu îi este permis. Aceasta trebuie să-i o refuzați cu tărie, făcând abstracție de lacrimile sale. Niciodată să nu cedați capriciilor copilărești. Cine se arată odată îngăduitor va deveni pentru totdeauna rob al mofturilor copilului său. În străduința de a forma caracterul copiilor lor, părinții trebuie să conlucreze armonios. Să nu dărâme unul ceea ce construiește celălalt. Niciodată un copil nu devine mai alintat, ca în cazul în care vede că unul dintre părinți îi îngăduie ceea ce celălalt îi interzice. Vine de exemplu tânguindu-se la mama sa și se plânge că tatăl nu i-a dat un lucru pe care l-a cerut. Mama nu trebuie să își exprime sprijinul și mila față de copil și cu atât mai mult nu trebuie să-și arate nemulțumirea față de gestul tatălui. Chipurile pentru că acela nu a făcut voia vlăstarului. Același lucru trebuie să-l facă și frații mai mari, rudele și toți cei care locuiesc în casa respectivă, mai ales bunicii. Este cunoscut faptul că cei în vârstă caută mereu un sprijin și un lucru căruia să se dedice. Dat fiind că părinții sunt mai mult plecați și ocupați, își îndreaptă atenția către nepoți. Și cum? Satisfăcându-le toate hatârurile. De aceea nepoții de multe ori își găsesc un aliat în persoana bunicului sau a bunicii. Speră că lângă aceștia vor putea obține orice își doresc. Niciodată nu trebuie cultivată alintarea copiilor. Nu trebuie să le permitem să comande celor mai mari decât dânsii, fraților, servitorilor, bunicilor sau să ceară ceva care nu le este permis să aibă. Când copiii își doresc orice lucru, trebuie să îl ceară, nu să comande să îi se dea. Trebuie să fie mulțumiți cu ceea ce primesc și să mulțumească pentru aceasta. Niciodată nu trebuie să neglijăm orice gest de neascultare din partea copiilor. Ceea ce spune mama și tata trebuie urmat întotdeauna, fără întârziere. Copilul trebuie să ajungă prin educație să gândească în conștiința sa. Dacă nu voi îndeplini imediat ceea ce mi-a spus mama și tata, nu mă comport cum se cuvine. Părinții trebuie să fie de asemenea siguri, la rândul lor că ceea ce au spus copilului să facă a fost dus la îndeplinire. Numai așa vom putea să învingem îndărătnicia copilului, ajutându-l să își dezvolte o voință puternică îndreptată către săvârșirea binelui și cultivând în același timp și virtutea ascultării. După cum reușiți, deci, să alungați alintarea și îndărătnicia din sufletul copilului. Trebuie să continuați să vă purtați mereu în același mod educativ, astfel încât copiii să vă acorde constant respectul cuvenit. Respectul este condiția de bază a ascultării. Copiii nutresc în mod firesc un respect special față de părinții lor. Acest sentiment natural este revelat și în porunca a cincea a decalogului. Ar fi desigur de prisos să spune părinților, purtați-vă în așa fel încât să vă respecte copiii voștri. Copilul cunoaște că trebuie să-i respecte pe tatăl și pe mama sa și apoi află că aceasta o cere și Dumnezeu. Ce se întâmplă însă în momentul în care vede la părinții săi ceva care provoacă repulsie, antipatie și tulburare în sufletul său nevinovat de copil, ajungând astfel să nu îi mai poată respecta, în pofida voinței lui. Cum poate un copil să respecte un tată bețiv sau o mamă care tot timpul bleastămă și o cărăște, doi părinți care se ceartă mereu între ei? Exemplul rău oferit de părinți nu numai că zdruncine respectul copiilor față de ei, dar subminează și temelia ascultării. Nu va gândi oare copilul: Păi ce fel de părinți sunteți voi? De aceea, părinții trebuie să aibă grijă cum se comportă și să evite orice gest care ar putea zdruncina respectul copiilor față de ei. Trebuie mai întâi ei înșiși să fie conduși de sentimentul de respect reciproc și să se poarte cu delicatețe unul cu celălalt. Să nu se certe și să nu dea curs unor discuții necuvincioase mai ales în fața copiilor. Copiii nu trebuie să audă niciodată expresii de genul Nu o să ajungi tu departe, ca și taică-tu. O să ajungi un ratat, ca și tatăl tău. Sau risipitoare ești și tu, ca și mama ta. Nu mai minciuni, spui, ca și maică-ta. Degeaba cerem respect și ascultare de la copiii care aud astfel de cuvinte de la părinților. Părinților, niciodată să nu vă permiteți jocuri sau glume necuvincioase față de copiii voștri. Tatăl care se mai muțărește în mod exagerat în fața copiilor săi, nu se poate aștepta la respectul cuvenit din partea acestora și nici nu poate îndrepta comportamentul lor necuvincios. Aceasta nu înseamnă desigur că trebuie să fim tot timpul în fața copiilor noștri aspri și excesiv de serioși. Trebuie să avem discernământ și să facem diferența între seriozitatea delicată și glumele nevinovate și decente. Față de un tată iubitor, dar și serios în același timp, copiii nutresc un adânc respect. Este de ajuns o singură privire pentru ca aceștia să asculte îndată rugămintea sa. Vreți să vă asculte copiii voștri? Arătați-le neîncetat iubirea voastră nu însă acea formă de iubire exprimată prin cocoloșire și prin cedarea la oricare dintre cererile lor, ci prin iubire înțeleaptă, din inimă, care să urmărească doar binele lor. Când copilul simte o astfel de iubire, ascultă nu de frică, ci din respect. Nu rămâneți indiferenți față de bucurile și tristețile copilor voștri. Nu spuneți niciodată că pentru voi copiii sunt o greutate și un chin. Nu arătați niciodată că orice jerfă pentru binele lor este prea mare sau prea grea pentru voi. Dăruiți-le tot ceea ce le este necesar cu bucurie și căldură sufletească. Cum poate un copil să iubească pe acel părinte care îi dă bombănind o bucată de pâine? Oferiți-le din când în când copiilor și acele mici bucurii și satisfacții. Un dar de sărbători sau de ziua numelui întărește iubirea lor. Încercați să câștigați inima copilului vostru, dezvoltând o relație bazată pe sinceritate și încredere reciprocă. Suspiciunea și lipsa de încredere ucid dragostea. Nu adăugați la pedepsele cuvenite expresii jignitoare și observații care rănesc. Un astfel de comportament asuprește inima, și distruge orice urmă de iubire. Părinților, v-am arătat mijloacele de bază care, folosite cu conștiinciozitate, vor duce la însușirea virtuții ascultării de către copiii voștri. Mai întâi să îi învățați că trebuie să vă asculte, deoarece aceasta este voia lui Dumnezeu. Aveți grijă din timp să nu răsară în inima lor buruiana alintării. Nu îngăduiți nicio formă de îndărătnicie și de obrăznicie. Nu le dați tot ceea ce vă cer. Obișnuiți-i cu reținerea, cumpătarea și economia. Cereți-le să facă îndată și cu exactitate ceea ce le-ați poruncit, să nu fie nevoie să mai repetați aceeași indicație. Nu le cereți niciodată însă să facă ceva care le depășește puterile. Fiți constanți în atitudinea voastră și nu le îngăduiți astăzi ceea ce ieri le-ați interzis. Nu vă contraziceți unul cu celălalt în fața copiilor. Aveți grijă ca respectul copiilor voștri să fie un sentiment de durată, evitând orice gest care l-ar putea zdruncina. În sfârșit, nu uitați niciodată să invocați binecuvântarea lui Dumnezeu. În lucrarea de educare a copiilor voștri. Numai astfel, străduințele, grija și lupta voastră vor fi încununate de succes. În capitolul următor vom arăta cum să le inspirăm copiilor dragostea de adevăr, cum să învățăm să prețuiască adevărul și să evite minciuna.